O să spun același lucru, a spus și domnul de la Consiliul Județean, domnul administrator. Mă bucur că nu este domnul primar Mircea Butău în oraș, ca să pot să fiu prezent aici cu dumneavoastră. Dânsul este plecat într-o delegație și am un mesaj din partea dumnealui și o să dau citirea mesajului domnului primar. Stimați invitați, zilele medicale bulcene îmi oferă prilejul deosebit de a adresa tuturor medicilor prezenți la această conferință salutul primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea. Doresc să felicit Colegiul Județean al Medicilor pentru organizarea acestui eveniment și apreciez că temele ce vor fi abordate și schimbate la experiența din aceste două zile vor fi de natură a aduce un plus în activitatea fiecăruia dintre dumneavoastră. După cum știți, Municipalitatea Râmnicului nu are, conform legislației, atribuțiile directe în ceea ce privește practicarea actului medical. Cu toate acestea, am făcut demersul și avem în perspectivă și alte investiții adiacente de ordin administrativ care să creeze un cadru civilizat și modern în care să se desfășoare activitatea spitalicească. Mai mult decât atât, la nivelul municipiului avem o colaborare foarte bună atât cu profesioniștii din domeniul sănătății, cât și cu Consiliul Județean Vâlcea, forumul responsabil de activitatea Spitalului Județean. Iar rezultatele acestei abordări se fac deja simțite în rândul comunității locale. În numele primarului municipiului, domnul Mircea Butău, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru profesionalismul dovedit în practicarea actului medical și vă urez să aveți parte de o conferință cât mai rodnică. Mulțumesc! Mulțumirile noastre și vă așteptăm cu tot sufletul, cu toată inima și anii viitori și, de adevăr, sperăm într-o colaborare pe cât se poate, sau cel puțin numai mediatică sau informativă de suflet și este suficient. Vă mulțumim încă o dată. Mulțumim și noi. Mulțumim.